Da? Să ne povestești mata, chiar dacă noi o să găsim în carte, cititorul găsește în carte. Când a venit tatăl matale din război și așa după multe zile de mers, deși era foarte obosit, a ajuns acasă, dar nu s-a oprit. Deci doar s-a spălat, doar s-a spălat și a mers la biserică. Dar te rog să povestești mata cu lux de amănunte. De cum a venit lui, de când a plecat. Dacă tu vrei să mă mai spui eu cu gura mea, hai. Spune mata cu gura mea, legat de credința pe care o aveau Care o aveau părinții noștri față de noi, cum suntem astăzi, tineretul de azi, nu avem credința părinților noștri. Este adevărat asta? Părinții noștri au avut credință foarte puternică. Tata meu m-a venit 6 luni din război. Dus tu la Odessa, unde a fost ea, Dumnezeu să fie în fondul Rusiei. Și la 6 luni, aia este, noi am suferit mult, dar am avut un frate cam de 2 ani. Aia este al frate, mi-a făcut să plânge toate cele 6 luni. Pune mama masa. Când pune masa, ele și-au și pune mâna la spate, era un copilaș gras, bunic, și-a strigat pe cei putere. Tătaie! Hai, gata, masa! Și nu mai mânca. Până mă trebuie să mă rând mâncare. Toți începe să plăce. S-a așezat la masă. Își făcea Sfânta Crucii și zice, hai, tătaie, la masă, gata, masă. Vine, tătaie, dă, Doamne, vii, tătaie, altă. În rugăciunea lui, tot timpul era vorba de tata, încât zice, dă, Doamne, vii, tătaie, altă. Și așa, să juca asta. Cum să numea fratele? Poftim? Cum să numea? Care era numele lui? Ionel. Că știu și eu, care vine ea. Da, Ionel. Ionel. O venit Sfântii Voievoți. Tata avea 6 luni din când o veniți acasă. Tata scăpând de unde era atât de parte, lăsându-l la vată, cum se chema pe cele vremuri, trebuie să predeie hainele, dar și să îmbrace. El nu avea cu și să îmbrăca. Ca să vii militar, tocmai din fundul Rusiei și până în România, își pune mintea la contribuție că nu va ajunge. Un militar îl putea împușca oricine, pe vremurile cele. Dar tata a fost nu pe front. În urma frontului, cu alimentație. El era la cuptor, a făcut pâine. Atât de sufletit a fost, pe străini, ruși, și era măgăjit, că până mai este una să mai pot să deșim așa. Nu este chiar atât de bună să o poată duce acolo la ostașii din pe front. Care era mai rău, de o credere că a s-o arunci și cineva, el pe cele toate le lua și la care ruși erau. Era rusii. Are atât să-l pochii săracu, n-are și mânca. Ia să-i duc eu două pâneșoare de este. Și așa tot o împărțăm pâneșieră la oamenii năcăjâți, la oamenii sărași, lăsându-l la vatră, omul așa să alege să-i dea niște haine, ca să schimbe, să-și predeie hainele militară și să fie civil, crezând că civil va scăpa să ajungă în România. Eu dacă este oameni, hainele pe pot, rupte, râle. Încât o luat 2 metri de material și de moleu ingles și o prins ca să nu-l roagă și e pantalon în vrei care nu se pricum. Și o pălărie de pot în bot. Să zicem așa, pe țăranești. Mai aveți răbdare? Da. Vezi, acum aveți răbdare, o să-i bagă să-și... Așa. Tata s-a îmbrăcat cu acele haine răle, s-a urcat la tren care nimeni nu-i dă de nicio atenție și zice că e un țăgan, un bai de capul lui. Și așa a ajuns acasă, chiar grăbit, când a ajuns aproape de satul nostru, a zis că o da să-mi fugă, că era Sfinții Voievoți și își dorea... Ce înseamnă Sfinții Voievoți? 8 noiembrie. Și ce înseamnă 8 noiembrie? Mihail și David. Hramul bisericii. Așa.
Și el știind că este aici la Roma și știind că la noi în casă se face atâta mâncare și se duce acolo, s-a grăbit foarte mult cu deasă fugă, așa de grăjit cum era. Ca să ajungă, nu să ajungă acasă mea, să ne facă pe noi. Să poată să meargă la Sfânta Biserică, să se lăsa cu deschisă și să mulțumească lui Dumnezeu, că a scăpat acele 6 luni, care se pune la mânta, eu a fost rătezată. De s-o rupt poala de rămas jos, împingându-se el într-un părete, o scăpat în spatele unui părete, când eu rămas haina mai într-o parte, de eu rămas bucata jos, care câțiva centimetri dacă mai era, blotul ce ne trânsul era. Și rugându-se el la Dumnezeu ca să-l ajute, ca să prindă Sfinții Voievoți, cum zice noi, să ajungă la Sfânta Biserică, s-o grăbit. Eu mă trimesc mama la Sfânta Biserică dimineața și zice, mamă, când o fi aproape gata, tu să vii acasă ca să ne ducem cu mâncare, ca așa este o obișnuire și așa, cum să mai obișnuiesc, să ne ducem cu mâncare la biserică. Cum am rămas să stau? Vinisem eu la biserică și era cam din gata de plecare, să gândim mereu la poartă. Mama nu refuza niciodată, cât de puțin și eu a avut, o da la fiecare. Și mai apără un țigar. Când m-a apărut la distanță, mama, cam încălzit în sufletul ei, că eu de drept să plec acum căruța și mai eu mi-a apărut și asta la toată. O să uita la ei. O fuge fuga în casă, să ia văcut ceva și la Isa. Când o fuge fuga în casă, s-o întâlnit cu copilul, a Isa de 2 ani. Eu nu-l văd să-mi tata jumătate de an, dar el într-o fugă, văzând la poartă, l-a cunoscut pe tata. Și el, tătăică, vii să-i chem tu mami. Mama se uită înapoi, să vadă și strânzare copilului, că la poartă un țigan a fost. Că se uită, tata era. Când nu l-a dat, el la poartă, de la poartă mai intrat pe ușă. Și așa a venit năcăjând cum a venit el. Nemâncat, flământ și bol. L-a schimbat mama imediat, cum a interzis puțin cu căruța și s-a dus amândoi la biserică. De multe ori ne-a pus întrebarea asta ce puteți să vă puneți oricare și ne mai avem astăzi o credință ca lui tata atunci. Nimeni cred. Nu știu dacă se mai găsește oameni. Așa cu s-o spăla fuga, s-o schimbat și ca un care o luat așa din fișoare cât ceva. Cu toate că era un mor de foame, dar s-o dus la Sfânta Biserică ca să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că i-a ajutat ca să-și vadă copiii și casa ea. Și așa că m-aș opri și v-aș mulțumi din rădarea care ați avut-o să ne ascultați atâtea vorbi care să le mai găsesc în carte unele, dar sunt un teac din gărta și de face. Din câte am trecut eu în viața asta de 83 de ani. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc că m-ați însoțit, ați venit și m-ați însoțit. Am știut pentru asta care nu dă voi. De ați fost cu mine împreună la acest eveniment, vă mulțumesc încă o dată foarte mult și Dumnezeu să vă aibă în pază pentru toată viața. Ani mulți, luni fericiți și războaie să nu vadă nimeni, că războaie sunt foarte grele, schimbările le-am prins multe într-atâția ani, schimbări de conducători, schimbări de legi, schimbări încât și revoluția. Dar greu și al mai mare l-am simțit dispărțirea de soțul meu după 40 de ani, după 11 ani Dumnezeu încă mi-a mai dat o palmă din 4 copii mi-a luat unul, am rămas cu 3, Dumnezeu să ne ții sănătoși și le mulțumesc la toți și mulțumesc nepotului Axântii Gheorghe, familiei lui, îi mulțumesc mult lui Marișica Axântii, care m-a primit cu cartea în toate cărțile ei. Și mulțumesc părintelui
putere și atâta cuvânt dumnezeiesc, din 14 ani și până la 80, hotărând tot timpul cu scris, n-am scris. Dar cuvântul lui atât de duhovnișesc, pot să spun. Puterea dumnezeiască, nu știu ce-o fost, cred că tot Dumnezeu s-a băgat în vocele lui, de-am reușit să vă arăt cărțișica asta, atât dacă este, scrisă de mâna mea. Prin ce am trecut eu? Multe ar fi de scris, dar eu sunt mulțumită înaintea lui Dumnezeu că a reușit toată. Și mulțumesc la toți care m-au ajutat. Mulțumesc și dumneavoastră că sunteți împreună cu mine. Și Dumnezeu să vă aibă în fază pe toți, în toată viața. Și să vă ajute să realizați tot ce vă puneți în gând și să nu veniți vădată cu o carte de asta ca să trecut pe greutăți. Să fii plătit numai cu mine. Eu am trecut în mai greutăți. Nu doresc la mine. Vă mulțumesc că ați avut atâta răbdare și m-ați ascultat și vă am să vă dau și cartea care trebuie să aveți răbdare să o citiți. Vă mulțumesc la vă. Poftiți? Și dacă vreți să vă dați un